UTA a deschis scorul la Giurgiu după 21 de minute de joc. Miculescu l-a învins pe Lazar și a marcat al doilea său gol în Liga 1. Lamani a avut șansa egalării, dar Iacob s-a opus excelent. Golkeeperul arădenilor a fost apoi salvat de transversală la lovitura de cap expediată de Montini. Până la urmă, insistența giurgiuvenilor a dat roade. Merloi a înscris cu 10 minute înainte de final. Însă ultima parte a meciului le-a aparținut arădenilor. Alexandru Albu a reușit o execuție cum rar se vede în Liga 1. Mingea trimisă de fundașul oaspeților a fost parată de Popa. Portarul care l-a schimbat pe Lazar accidentat în prima repriză a fost învins până la urmă de Erico. UTA s-a impus cu 2-1 și a oprit seria celor 3 înfrângeri. În schimb, Astra a rămas cu un singur punct câștigat în ultimele 4 etape. E o victorie fantastică, dar campionatul nu s-a încheiat. Mai avem meciuri, mai avem meciuri dificile, mai avem puncte de câștigat. Păcat că n-au obținut niciun punct. Am fost aproape să obținem măcar un punct, dar situația e foarte complicată.